genul programului Talk Show. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Iată, este vineri, ne pregătim deja de weekend. Practic, considerăm că am intrat în această vacanță scurtă, chiar dacă de doar 2 sau 3 zile. Am avut o săptămână cu vreme destul de ciudată, o vreme practic normală pentru toamnă, însă ciudată să vină după 30 de grade temperatură. Iată, au venit și 10 grade Celsius. Dar vremea se va încălzi, așa că și ne discutăm aici, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de vineri. Discutăm despre sport, despre nutriție, despre cum trebuie să facem să ne simțim bine. Discutăm astăzi cu invitatul meu, Cristi Lucuța, instructor de fitness, de Kangoo Jumps și de multe altele. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am regăsit! Discutăm despre un stil de viață sănătos, un stil de viață care ar trebui să ne ofere o viață mai relaxată. Ar trebui să avem mai multe cunoștințe despre ce mâncăm, cum mâncăm, dar mai ales despre sport. Nu există o viață sănătoasă fără sport. Așadar, Kangoo Jumps este una dintre ofertele pe care le aveți, dar sunt și multe alte sporturi. Cristi, la sală, ce fel de sporturi le propuneți iubitorilor de mișcare? Avem nenumărate sporturi. Lumea ne cunoaște pe noi datorită Kangoo-ului, pentru că cu Kangoo am început, dar am diversificat foarte mult. Avem de la sporturi de forță, gen suspension, TRX, fit balance, fitball și un antrenament mai special care e concepția, de fapt toate sunt concepția noastră proprie, chiar și antrenamentele de Kangoo. Noi practic facem niște antrenamente cu ajutorul ghetelor de Kangoo, dar nu sunt antrenamente de Kangoo, cum ar veni. Și avem un antrenament No Limits, de care o să vorbim puțin mai încolo. Apropo de schimbarea vremii, ar trebui să vedem părțile bune a schimbării vremii. Se știe că atunci când temperatura scade sub 10 grade, efectele ambroziei sunt mult mai slabe. Așa că cei care au probleme cu... Adică marea majoritate a noastră. Da. Cei care au probleme cu alergia asta de la ambrozie, care e foarte păcătoasă, o să înceapă să se simtă mai ok. Da. Vorbeam de sport. Încă avem foarte multe persoane care nu și-au făcut o prioritate din sport. Pentru că nu au timp, pentru că nu și-au dorit, pentru că este greu, pentru că au diverse afecțiuni. Ideea este că există un sport potrivit pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare afecțiune pe care o avem, dacă ea este contraindicată în alt sport, probabil că este un alt sport pe care noi putem să-l facem. Iar afecțiunile astea, trebuie să vă spun că, după părerea mea, în proporție de 90%, le-am dobândit tocmai datorită faptului că nu facem sport. Așa că, dacă o să continuăm să nu facem sport, o să ne trezim cu și mai multe afecțiuni și, până la urmă, o să avem atât de multe afecțiuni încât o să simțim că, cu toate că noi ar trebui să fim sănătoși, o să ne simțim ca și când am avea un handicap. Așa că, din experiența mea, am cursanți de care sunt foarte mândru. Nu o să le dau numele, dar am cursanți care au venit, de exemplu, la Kangoo și în timpul chimioterapiei. Se știe că cea mai bună mișcare pentru mișcarea limfei sunt mișcările, salturile, săriturile. Și atunci persoana respectivă, chiar la indicațiile medicului, a venit la Kangoo. Putea să facă foarte ușor antrenamentul, dar ideea e că 45 de minute, de câteva ori pe săptămână, ea venea și sărea. Ceea ce era foarte ok. Apoi avem persoane care au avut preinfarcturi, chiar cadre medicale, adică nu veneau în necunoștință de cauze, sau persoane care au avut un atac cerebral, sau persoane care aveau semipareză, sau persoane care aveau obezitate aproape morbidă, adică la 130 de kilograme deja și la 1,60 m deja vorbim de obezitate, și-au depășit condiția, au venit, au continuat și la ora actuală se simt mult mai bine, au slăbit. Altele, avem persoane care au slăbit chiar 60 de kilograme și la ora actuală au ajuns să facă Kangoo printre avansați. Deci,
de la 120 de kilograme, 130, să ajungi să faci cu grupa de avansați și să faci pas cu pas cu ea, înseamnă că ți-ai depășit condiția și de la o persoană care nu putea să se lege la șiretul, de la o persoană care era practic condamnată la o viață sedentară, la o viață cu multe boli, pur și simplu ai devenit o persoană care a înflorit, care îi place să fie, care îi place să fie fotografiată și care îi place mișcarea. Avem nenumărate afecțiuni. Persoane care au avut TBC și care au avut capacitatea pulmonară foarte, foarte redusă, la ora actuală fac antrenamente cu avansații. Da, cum găsim persoanele potrivite care să ne îndrume spre sport? Pentru că astăzi mulți cred că au nevoie de un imbold. Cred că sunt telespectatori care ne privesc la această oră și care poate și-ar dori să facă sport, dar ori nu au unde, ori nu au găsit motivația sau nu au găsit pe cineva care să îi împingă de la spate, măcar la început, până când își dau drumul. Da, eu cred că motivația le lipsește multora, pentru că nu există să nu găsim unde să facem sport. Dacă nu găsim nicio sală care să ne placă, putem să avem faleza, avem stadionul Gloria, putem să ieșim și să alergăm. Dacă nu putem să alergăm, putem să pășim. Problema că mulți dintre noi avem nevoie de un motivator. Adică, tocmai de aia și sportivii de performanță, cei care fac atletism, ei știu cum să se antreneze și totuși au nevoie de un antrenor. Pentru că așa funcționează psihicul nostru. Avem nevoie de cineva care să ne motiveze să trecem peste anumite limite. Da, pentru că vorbim de limite și vorbim de persoane care se antrenează, persoane care fac mișcare. Ne uităm poate cu jind la unii care astăzi fac mișcare. Îi rog pe colegii mei din regie să ne pună și nouă câteva imagini de la sală, acolo unde antrenează Cristi. Nu spunem firma, că nu vrem să facem reclamă, dar cu siguranță că sunt foarte mulți oameni care vin acolo. Și aș vrea să vedem cel puțin la nivel de Kangoo Jumps, nu? Aici e o clasă de fitball. Fitball. Iată, fitball poate că este un sport mai puțin cunoscut la noi sau poate nu este atât de popular, la fel cum sunt alte sporturi. Ce înseamnă practic? Observați, clasa e predată de soția mea, de Edina, care e însărcinată în 7 luni. Discutăm mai târziu și despre acest caz, că este un caz destul de interesant. La 7 luni însărcinată să faci mișcare la un nivel destul de avansat. Da. Acum, practic, clasa nu este de fitball, e mai degrabă o clasă de tonifiere cu ajutorul mingilor de fitball. Vă spuneam, toate sporturile pe care noi le facem sunt sporturi, concepție de-a noastră. Chiar dacă clasa păstrează numele de Kangoo Jumps, noi folosim ghetele de Kangoo Jumps, dar nu facem antrenamente de Kangoo. Chiar dacă aici clasa are nume de fitball, noi folosim mingile de fitball, dar e o clasă de tonifiere, de reacomodare cu efortul. Practic nu e o clasă de fitball, efectiv. Nu ne place să umblăm pe cărări bătătorite, ne place să reinventăm lucruri, să inventăm lucruri și cred că tocmai de aceea țelele noastre sunt pline atât vara, cât și iarna, cât și toamna, atât în Arad, cât și în Timișoara. Bun. Pentru că discutăm de acest sport, un sport care, așa cum spuneam, poate nu este cel mai cunoscut, dar un sport care prinde teren. Vedem o sală plină și, cel mai important, vedem un instructor, o doamnă, soția ta, da, care este însărcinată în luna 7-a. Ce spun medicii? Este indicat ca în luna 7-a să faci sport, cel puțin la nivel destul de intens? Dacă sarcina e una fără probleme, e indicat să facem sport. Din păcate, și aici mai avem de lucru, din păcate în România e împământenită ideea asta că odată ce femeia e însărcinată, s-a terminat. Nu mai facem mișcare și mâncăm pentru doi, că doar avem un copilaș în burtă. Ceea ce nu e ok, mai ales în primele luni de sarcină, copilașul respectiv e cât o babă de mazăre, apoi cât o nucă, apoi cât o piersică, apoi cât o pară și așa mai departe. Ea nu putem să mâncăm pentru doi,
pentru că copilașul nu are 60 de kilograme sau 70 ca și noi. Și nu are nevoie de consum. Absolut, absolut. El și ea trebuie doar să fim atenți și să mâncăm sănătoși ca să nu rămânem noi cu anumite carențe de vitamine sau anumite carențe de minerale sau de proteine, pentru că copilul își ia de la mamă de ce are nevoie. De asemenea, dacă vrem să avem o sarcină fără probleme, să putem să... Dar aici are o problemă și îmi pare rău că soția mea nu e cu noi ca să discutăm despre chestia asta. Știm că în România, la ora actuală, cred că în proporție de 90% copiii se nasc prin cezariană. O greșeală. Asta e o mare greșeală. O să putem să discutăm la un moment dat despre chestia asta, dar asta se întâmplă și datorită medicilor și datorită faptului că mamele întrerupt orice activitate fizică după ce rămân însărcinate. Și atunci, dintr-o sarcină fără probleme, la un moment dat putem să avem o sarcină cu probleme, din păcate. Probabil că merge totul de la educație, de la faptul că astăzi gravida este tratată ca o persoană bolnavă. Da, sarcina, acum eu văd pe soția mea, se simte împlinită, e fericită, nu are niciun fel de probleme. Dacă facem mișcare și ne alimentăm sănătos, o să avem, repet, pentru o sarcină fără probleme, pentru că sunt sarcini, de exemplu, la care chiar și mersul la toaletă prezintă risc de pierdere a sarcinii. Da, o sarcină, într-o sarcină fără probleme, femeia trebuie să facă mișcare. Antrenamentul de fitbol e unul din antrenamentele pe care noi le recomandăm în sală. Probabil că sunt și femei însărcinate. Da, am văzut aici o sală plină. Cum le convingeți pe aceste doamne, atât de mult, într-un număr atât de mare... Și domni. Chiar și domni. Să vină să facă mișcare. Cred că imaginile cu antrenamentele noastre, cred că cea mai bună reclamă e aceea purtată prin Viu Grai. Odată ce cursanții vin la noi în sală, noi le știm numele aproape tuturor, chiar dacă sunt foarte mulți. Știm foarte multe despre ei, pentru că nouă ne place să ne împrietenim cu cursanții noștri. Mi se pare că așa, creându-se o legătură, la un moment dat oamenilor o să le placă să vină la sală. Ați creat o comunitate, să da, înțeleg. Da, exact. Știu că poate pare prea mult spus, dar o familie. Avem cursanți, prieteni care vin la noi de 8 ani de zile. Dacă nu am fi prieteni și dacă nu ne-ar place când ne întâlnim, la un moment dat s-ar putea de un anumit sport să te plictisești. Dar de prieteni, dacă într-adevăr ești prieten cu ei, nu o să te plictisești și toată viața o să cauți să te întâlnești. Iar prietenia asta nu poate să fie mimată. Ori ne potrivim, ori nu ne potrivim. Corect, corect. Dar ideea este că multă lume vine la noi în sală și datorită rezultatelor pe care le obțin cei care vin la și clasele noastre. Și le văd prin Facebook, le văd prin Viu Grai transmise de la unii la alții? Sau? Da, și vă pot, da, uite, ai văzut, sau pur și simplu persoane care nu se mai întâlnesc de mult timp, se întâlnesc și wow, cu 20 de kilograme sau 15 kilograme în minus, se văd foarte tare pe o persoană și atunci, păi ce ai făcut? Păi am mers la Cristi și la Edina. Da. Hai să încerc și eu. Dar există și persoane care văd fotografiile, au imboldul ăsta de a veni în sală și apoi antrenamentele nu sunt ușoare totuși, mai ales după ce ai avut o viață sedentară, când vii la un antrenament, a doua zi, în afară de Kangoo Jumps, unde nu se face febră musculară, la celelalte antrenamente avem o febră musculară și dacă la cea mai mică durere, știi, Cristi, mi s-a stricat mașina, mi-a răcit copilul, mai am și de lucru, e închidere de lună, lasă că o lăsăm pe luna viitoare sau peste 2 luni sau poate când mai crește copilul. Adică primez multe explicații de genul ăsta și trebuie să vă spun că nu sunt de acord cu explicațiile astea. Le spun clar, astea nu sunt niște motive, hai să fim serioși. Trebuie să schimb viața. Probabil că în creierul persoanei respective s-au căutat niște motive să nu facă mișcare. Exact, asta le spun și le spun că nu sunt de acord să anuleze ora. Cât durează până îți repari mașina? Păi, pe mâine sau pe mâine. Ok, peste 3 zile îți facem o programare la sală. Astea sunt doar scuze. Astea sunt doar scuze. Avem toți un michiduță
nu, care ar vrea să, în noi, în noi înșine. Conștiința și comoditatea. Da, 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 și Michiduță respectiv ar vrea să fim noi bolnavi, ar vrea să nu fim sănătoși și atunci el caută ca orice piedică cât de mică să o folosim noi ca și scuză să nu devenim mai sănătoși. Și trebuie, spre lauda noastră, a mea și a celorlalți antrenori de la sală, trebuie să vă spun că reușim să facem persoanele respective să treacă peste piedica aia, peste motivul ăla, să vină la al doilea antrenament, la al treilea antrenament, după o săptămână deja începe să se simtă mai bine și atunci începe ca sportul să-i devină un mod de viață. Câte persoane vin la voi la sală în decurs de o săptămână? Câteva sute de persoane. Acum n-am stat să facem așa o statistică, dar spre lauda lor fac sport și odată cu sportul vine și o viață sănătoasă. Da, pentru că, așa cum spuneam, la voi în permanență sălile sunt pline și dovadă fac și imaginile care le-au pregătit colegii mei, cel puțin cele de Kangu Jams, acolo cu care, sport cu care voi ați început și v-ați consacrat, par destul de interesante și rog pe colegii mei să avem acele imagini cu Kangu Jams, să le vedem. Toate clasele sunt pline la noi. Inițial eu am început cu Kangu și apoi am dezvoltat la ora actuală, vă spuneam, avem Kangu, avem No Limits. Aici e un antrenament de fitball, de fit balance. Aici e un antrenament de fit balance la ultima clasă din Timișoara, da. După cum vedeți, toate clasele sunt pline. Sunt persoane printre cursante care chiar fac sport de performanță sau cursante care sunt în curs de transformare, alte fete supraponderale. Deci toată lumea, dacă perseverează la clasele noastre, o să ajungă în forma ideală a corpului. Adică fără excedent de țesut adipos, cu o stare psihică și fizică superbă, și fără să simtă astenia de toamnă. Da, văd aici oamenii foarte voioși, foarte... Absolut, sport fără veselie. Sport fără veselie nu se poate. Pe ce se bazează mai mult sportul? Pe îndemnare sau pe muzică? Acum trebuie să vă spun că sunt anumite... Sporturile sunt foarte intense. În afară de sportul de fitball care se face pe o muzică mai liniștitoare, gen Buddha Bar, adică o muzică care să te liniștească și unde trece o oră, tu ai ascultat o muzică așa liniștitoare, gen Enya, Buddha Bar sau așa, și la sfârșitul zilei îți dai seama că ai lucrat toate grupele musculare. Celelalte sporturi, care sunt foarte, foarte intense, au nevoie de o muzică care să te împingă de la spate. O muzică ritmată, da? Da, da, care să te împingă de la spate. Undeva la 136 de BPM-uri pe minut. Foarte mult. Da, da, da. Cam, da, chiar observați că lumea e foarte bucuroasă în sală. Acum filmările sunt făcute cu telefonul, dar... Dar cert este că ceea ce trebuie văzut se vede, fără doar și poate. Da. Noi am ajuns să diversificăm... Uitați, aici e o clasă de suspensions. Bărbatul cu mustață pe lângă care tocmai a trecut imaginea e tatăl meu, care nu o să-i spun vârsta, dar are mult peste 60 de ani. Am înțeles. Și dacă o să vă uitați... Și poate să facă. Dacă o să vă uitați, nu-și arată vârsta. Sportul e foarte important. Și tatăl meu, ca să vină la antrenamentele astea, face naveta din Curtici. Deci vine câțiva kilometri buni. Da. Aici am văzut și medici care sunt la spitalul de urgență, la spitalul județean. Adică vin persoane și bărbați și femei din toate clasele sociale. Să înțeleg că aici o văd și pe maică mea, care de asemenea e o tânără pensionară, care... La fel face naveta din Curtici,
Adică din moment ce persoane de peste 60 de ani pot să facă naveta de la 16 km... Ce înseamnă practic un astfel de sport? Sportul ăsta... Bine, noi aici lucrăm cu echipamente de TRX, cu mingi de fitbol, cu benzi elastice și cu alte echipamente pe care le avem acolo. Acum să vorbesc despre echipamentele astea de TRX. Echipamentele astea de TRX au fost inventate de către un pușcaș marin. Pușcașii marini, se știe, sunt trupele de comando ale Armatei Statelor Unite. Corect. Ei sunt parașutați prin diferite părți ale globului. Le sunt parașutate și anumite containere. Câteodată, înainte de a le începe misiunea, au de stat și câte 2 săptămâni în containerul respectiv. Acolo au mâncare, acolo au adăpost. Și ei, când sunt parașutați, de exemplu, într-o junglă sau nu știu pe unde, ei trebuie să se antreneze în cele 2 săptămâni până când primesc, sau o lună, până când primesc ok-ul la misiunea respectivă. Și atunci unul dintre ei, dintre pușcașii ăștia marini, a conceput niște antrenamente cu ajutorul sforilor de parașută pe care le-au legat și și-au conceput anumite antrenamente și și-au dat seama că sunt mult mai eficiente decât antrenamentele. Ele substituiau antrenamentele de sală, antrenamentele de forță. Și au dat seama că sunt mult mai eficiente decât antrenamentele de sală, pentru că, spre deosebire de antrenamentele de sală, care sunt foarte ok, să nu ne înțelegem, dar care angrenează doar grupele musculare mari. De exemplu, când vrem să facem împins, facem cu banca de împins și acolo lucrează tricepsul și mușchii pectorali. Tocmai exercițiul ăsta, că despre asta vorbeam, exercițiul ăsta lucrăm mușchii pectorali și mușchii tricepsului, în schimb, noi trebuie să ne ținem și echilibru în echipamentul de TRX și atunci, spre deosebire de antrenamentele de la sală, unde spuneam că lucrează doar grupele mari, aici lucrează și grupele musculare mici, care ne ajută să ne ținem echilibru. Și automat antrenamentul e mult mai eficient, pentru că angrenează în lucru mai multe grupe musculare. Dar este, din câte se vede, este foarte dificil. E foarte dificil. Avantajul antrenamentului totuși de TRX, antrenamentului de suspensions, despre care vorbim acum, este că același antrenament, îmi pare rău că n-am adus aici un echipament de TRX, același antrenament poate să fie făcut și de începători și de avansați. În funcție de unghiul pe care îl facem noi, pe care îl face corpul nostru cu podeaua, același exercițiu poate să fie foarte ușor sau foarte dificil sau mediu. Adică, observați că mulți cursanți, unghiul pe care îl face corpul lor cu podeaua, la alți cursanți este mai mare, la alți cursanți este mai mic. Cu cât unghiul este mai mare, cu atât exercițiul este mai ușor. Așadar, același exercițiu poate să fie făcut și de către un începător care acum a venit pentru prima dată la suspension și care n-are forță în brațe, că aici lucrăm, sau în pectoral, n-are forță deloc, dar același exercițiu poate să fie făcut și de un avansat, observați bărbatul respectiv, da, care micșorează unghiul pe care îl face corpul cu podeaua și automat exercițiul respectiv este mult, mult mai dificil. Da, foarte, foarte interesante aceste exerciții. Mă întreb cât de eficiente sunt, cât trebuie să facem noi astfel de mișcări pentru a ne dezvolta armonios? Păi, în primul rând, dacă vrem să ne dezvoltăm armonios, trebuie să combinăm antrenamentele. Eu tot asta le spun și cursanților mei. Chiar dacă vă plac antrenamentele de kangu, nu vă limitați la antrenamentele de kangu. Chiar dacă vă plac antrenamentele de suspension, nu vă limitați la antrenamente de suspension. Adică noi avem mai multe grupe musculare, avem nevoie să facem și sport aerob și sport anaerob. Și la fel cum alergătorilor, de exemplu, le absolut obligatoriu să facă și exerciții de forță, la fel și celor care fac exerciții de forță au nevoie să facă și exercițiul de aerob, gen kangu. Da. Foarte interesant.
Vom mai discuta despre ceea ce înseamnă mișcarea și mai ales ceea ce înseamnă sportul. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi pentru că discutăm și despre nutriție. Vedem ce trebuie să mâncăm pentru a slăbi. Este o luptă pe care o ducem în fiecare zi. Mulți dintre noi, cu kilogramele. Iată, astăzi avem aici câteva variante și tot aici discutăm despre ceea ce cumpărăm de la magazin și mai ales ce știm noi despre produsele pe care le cumpărăm. Așa cum vă spuneam, deja ne considerăm în weekend și vorbim despre sport și mișcare. Sunt lucruri sănătoase pe care ar trebui să le facem fiecare dintre noi. Mulți dintre noi găsim motivații și mai ales găsim soluții să nu facem sport. Dar dacă nu facem sport, trebuie să știm că vor veni și consecințele. Discutând despre toate acestea, astăzi aici la VSTV Regional, alături de mine este Cristi Luguța, instructor de fitness și de multe alte sporturi, dar și una dintre persoanele care ne sfătuiesc cum să mâncăm. Înainte de toate, aș vrea să discutăm despre ultimul sport și cel mai important, poate, despre care încă nu am discutat în această după-amiază, discutăm despre Kangoo Jams. Îi rog pe colegii mei ca, în timp ce noi avem aceste imagini, să și discutăm despre acest sport. V-am mai întrebat de foarte multe ori și te-am întrebat, Cristi, de ce recomandați voi să se facă Kangoo Jams? Cât este de greșit sau cât este de dăunător pentru coloana vertebrală, pentru genunchi, pentru articulații, un astfel de sport? Din păcate, e un împământenit așa o idee în țară la noi că Kangoo face rău genunchilor sau coloanei când asta se întâmplă exact pe dos. Tocmai vorbeam de o prietenă comună și mie mi-a devenit prietenă, o prietenă veche de-a ta care e medic și care are probleme cu cartilagile, cu ruptură de menisc, care și e medic în Arad, care vine la clasele noastre, a încercat, prima dată a venit așa în probă să vadă dacă poate să facă Kangoo, pentru că nu mai poate să facă alte sporturi. Și e foarte încântată că poate să facă Kangoo și uimită, pentru că rolul ghetelor de Kangoo e acela de a atenua șocul la impactul cu solul. Tu ca și alergător probabil că știi că e mult mai ok să alergi pe o suprafață mai moale, gen un gazon tuns ok sau o suprafață cauciucată, decât pe asfalt. Cu cât e mai moale suprafață pe care alergăm, cu atâta șocul pe care îl preia genunchiul e mai mic. Și cu cât șocul e mai mic, cu atâta uzura lui e mai mică. Gheata de Kangoo asta face, atenuează șocul la impactul cu solul. Ea nu face nimic altceva. Noi toate antrenamentele de Kangoo am putea să le facem încălțați în Adidas. De ce nu le facem încălțați în Adidas și ne complicăm viața încălțând ghetele respective? Pentru că dacă le-am face încălțați în Adidas, tot șocul săriturii, al alergării ar fi preluat de către talpă, de către cartilagii și de către coloană. În schimb, când suntem încălțați în ghetele respective, șocul în proporție de 80% este preluat de către talpa ghetei. Și nu mai resimțim. Ceea ce înseamnă că degrevează de sarcina respectivă a preluării șocului cartilagile noastre, genunchii noștri. De aia multă lume care are probleme cu genunchii poate să vină la Kangoo, pentru că ghetele de Kangoo asta fac. Atenuează șocul la impactul. Nu forțează ligamentele genunchiului? Da, nu. Păi tocmai asta face, că ghetele de Kangoo atenuează șocul la impactul cu solul. Acum, tocmai vă spuneam că avem cazuri de medici, de cadre medicale care cunosc bine, care știu despre ce e vorba și vin. Adică noi în sală avem foarte mulți medici. La un moment dat chiar o să facem o emisiune cu medici. Așteptăm să din toate domeniile. Așteptăm de la medici, să vă organizați, cum am spune. Da, de la medici, ginecologi. Oricum, nu ne ajunge încăperea asta la câte cadre medicale avem și aici și în Timișoara. Da, o să încercăm să ducem câte un medic din specializări diferite. Din diferite specializări, da. Da. Pentru că noi vorbim de sport și vorbim de mișcare, de foarte multe ori tindem să credem că, de fapt, este determinant pentru greutatea noastră să alergăm, să facem diverse sporturi, să, iată, Fit Balance, Kangoo Jams, alergare, nu contează, absolut orice alt sport.
pentru a slăbi. Însă există o vorbă, că de slăbit nu se slăbește în sala de sport sau pe terenul de sport, se slăbește în bucătărie. Cât de adevărată este această vorbă? Adevărul e undeva la mijloc. Ideea este că noi avem nevoie să consumăm, adică să ardem mai multe calorii decât mâncăm. Asta e clar dacă vrem să scădem în greutate. Problema este că, ok, noi la clasele noastre, aproape la orice clasă, trecem ca și consum de 1000 de calorii. Deci chiar am avut măsurat cu dispozitive super ok, la sfârșitul clasei de Kangoo, ars 1200-1300 de calorii și persoana respectivă mi-a spus: Cristi, mi-am lăsat aparatul pe mână și până am ajuns acasă, cu toate că am mers cu mașina, am ajuns la 1800 de calorii, pentru că pulsul e foarte ridicat și corpul arde și în continuare. Și încă arde. Ok, minunat, ardem peste 1000 de calorii. Dar noi nu vrem să rămânem, practic noi ce facem în sală? Accelerăm metabolismul. Dar dacă nu avem grijă și de alimentație și nu avem grijă ce facem și din punct de vedere alimentar, riscăm ca deși noi din sală să plecăm cu arderile foarte intense, adică cu un metabolism foarte alert, să facem anumite greșeli când ajungem acasă sau în ziua următoare și să ne ducem arderile la nivelul dinainte, la nivelul dinainte antrenamentului. Adică, practic, noi ce câștigăm la antrenament, pierdem a doua zi. Și de aici încercăm noi să îi sfătuim pe cei care vin în sală și tocmai de-aia avem și foarte multe rezultate, pentru că îi sfătuim pe cei care vin la sală și fac sport, astfel încât să evite greșelile despre care aminteam. Da, ce părere... Ideea ar fi că noi ar trebui să ardem multe calorii și a doua zi după antrenament și în timp ce stăm pe canapea și ne uităm la televizor. Asta ar fi varianta ideală. Da. Dar ce părere ai de pastilele de slăbit? Am văzut atât de multă reclamă. Cred că nu există pagină de internet pe care s-o deschis să nu-ți arate pastile de slăbit miraculoase, soluții miraculoase. Nu vreau să le dau nume, dar nici pastilelor de slăbit, nici așa ziselor vedete, că avem tot felul de vedete în România, așa, cu ghilimelele de rigoare, dar după ce își fac lipoabsorbție, apar pe internet și fac reclamă la pastile de slăbit, ceea ce mi se pare culmea ipocriziei. Și multă lume nu știe că persoana respectivă și-a făcut lipoabsorbție și își cumpără pastilele de slăbit și își dă metabolismul peste cap. Deci, singura metodă ok prin care putem să slăbim este aceea de a învăța să ne alimentăm sănătos, pentru că noi nu putem să consumăm pastile toată viața. Adică chiar cunosc cazuri de persoane care chiar s-au îmbolnăvit. S-au îmbolnăvit de la pastile. Nu le fac bine deloc. Bun. Și atunci, curele de slăbire, cum le vezi? Singura cură de slăbire pe care merită să o încercăm este aceea pe care noi putem să ne-o implementăm ca mod de viață. Adică să o ținem toată viața. Da, cura da, de slăbire, da, da, da. De fapt, e da. Adică ceea ce facem noi în fiecare zi. Adică dacă noi credem că putem să mâncăm doar prune toată viața, ținem dieta cu prune și mâncăm prune toată viața. Evident că nu există așa ceva, că o să ne îmbolnăvim. Păi am auzit și eu de cură cu varză, da, cu, eu știu, alte lucruri, pentru că varza conține puține calorii. De acolo pleacă tot. O să vă explic, da. Există cura asta cu varză. Poate să fie, de exemplu, supă de varză făcută cu legume și să fie foarte gustoasă și mâncăm supă de varză dimineața, la amiază și seara. Dar noi ne frustrăm corpul de aportul de proteine, ceea ce duce boală în organism. Lipsa proteinelor suficiente în corp duce la încetinirea metabolismului. Ceea ce înseamnă că dacă noi facem... Acum dăm doar un exemplu a curei cu varză. Dacă facem cura respectivă... Chiar dacă noi mâncăm multe legume și mâncăm varză și mâncăm substanțe care sunt ok în principiu și conținute în ciorba sau în supa respectivă de varză, trebuie să fim conștienți că pe parcursul curei respective, care poate să dureze o săptămână, două sau trei, depinde fiecare cât e de ambițios, noi mâncăm foarte puține calorii,
O să slăbim, într-adevăr, dar noi ne încetinim arderile. Și dacă ne încetinim arderile, când nu o să mai rezistăm să mâncăm doar supă de varză, că nu o să putem să facem chestia asta toată viața, absolut tot ce mâncăm, adică aproape tot ce mâncăm, o să se depună, pentru că noi ieșim din cura de varză cu arderile foarte lente. Păi, poate în afară de varză, tot ce mâncăm vom pune pe noi. Mai ales după ce terminăm cura. Deci nu o să putem să mâncăm varză toată viața și la un moment dat, după ce o să terminăm cu cura respectivă, ce o să mâncăm, o să depunem. Nu e, de aceea nu e o soluție. Bun. Poate să fie o soluție să mâncăm... Să înțeleg că nu recomandați și nu, tu nu recomanzi absolut nicio cură de slăbire. Există cărți întregi scrise cum să ții o cură de slăbire, 3 săptămâni, 6 săptămâni. Dar trebuie să vedem ce ne sfătuiesc respectivii să cumpărăm. S-ar putea să fie mesaje subliminale sau nu neapărat subliminare, ascunse, unde, uite, ții, mănânci așa respectivele produse și mai e și pasteluța respectivă și așa mai departe. Și noi avem un program de 10 săptămâni în care în cele 10 săptămâni învățăm pe oameni să mănânce sănătos, dar nu e o cură de slăbire efectivă, chiar dacă rezultatele sunt spectaculoase, eu nu pot să spun că e o cură de slăbire, pentru că practic e un fel de școală de cum să mâncăm sau da, ce da, să da, mâncăm. Da, 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 da. De nutriție. Da, e o școală prin care învățăm să ne accelerăm arderile și învățăm să evităm anumite greșeli pe care, după cum spuneam, venim la sală, ne accelerăm metabolismul, plecăm acasă și îi dăm una în cap metabolismului și îl ducem la locul lui acolo, la locul lui în ghilimele. Da, este la modă să mergem la nutriționist astăzi. Există nutriționiști buni și nutriționiști slabi. Adică există nutriționiști buni, atât în Arad cât și în Timișoara, dar există și nutriționiști, de exemplu, pe care mergi la nutriționistul respectiv și spui, ok, uite, eu vreau să slăbesc 20 de kilograme. Ok, și nutriționistul respectiv îți dă ceea ce să mănânci astfel încât tu să slăbești 20 de kilograme, dar el nu se gândește și la sănătatea ta. Tocmai vorbisem cu întâmplător cu o persoană din București care a fost la un nutriționist pe care mi l-a prezentat cel mai bun din România, o doamnă care apare pe multe posturi de televiziune și așa de da, am slăbit, dar na, totuși nu mă simt așa bine că mă doare nu știu ce și așa mai departe și mi-a mai căzit și un pic părul și da, în rest am slăbit, îți mulțumit, mă simt mult mai bine ca și înainte, dar totuși nu destul de bine. Și, da, așa de curios, cam ce ți-a dat seama? Păi dimineața mănânci două felii de pâine prăjită cu niște bucălțele de salam foarte slab. Și în momentul ăsta eu n-am mai vrut să aud ce a spus doamna nutriționistă să mănânce, pentru că mi-am dat seama că pe doamna nutriționistă a interesat-o la persoana respectivă doar să-l ajute să slăbească, dar nu l-a interesat și sănătatea personajului respectiv, pentru că nu poți să, când vorbim despre pâine albă prăjită și mezeluri, deja e clar că pe medicul nutriționist respectiv l-a interesat rezultatele prin prisma consumului de calorii. Nu l-a interesat de unde vin caloriile respective. Și atunci de aia spun, există nutriționiști buni și nutriționiști răi. Asta depinde de noi să-i căutăm. La fel cum există antrenori buni și antrenori răi, la fel cum există medici buni și medici răi, în toate domeniile există oameni bine pregătiți sau slab pregătiți. Mai nou, restaurantele vegetariene încep să prindă teren, românii încep să se întoarcă, să spun, spre mâncarea vegetariană. Cum o vezi? Trecerea la vegetarism, la vegetarianism, poate să fie cel mai bun lucru pe care îl facem în viața noastră în ceea ce privește sănătatea sau cel mai prost lucru pe care putem să-l facem. Păi, ori e bun, ori e rău. Da, depinde cum îl facem. Adică nu putem să devenim vegetariani fără să studiem foarte atent problema respectivă. Pentru că dacă devenim vegetariani mâncând pâine cu pate vegetal și cartofi e o prostie. Și orez, la un moment dat o să avem niște carențe în organism pe care nu o să putem să le ducem și care o să... Deci o să ne simțim foarte, foarte slab și atunci dacă cineva vrea să devină vegetarian, trebuie să studieze foarte mult. Adică nu sfătuiesc pe nimeni să devină în primul rând vegetarian de pe o zi pe alta
Și chiar dacă face chestia asta pe termen îndelungat, trebuie să studieze foarte mult. Faptul că mâncăm vegetarian nu este același lucru ca și cu postul? Ba da, dar și postul poate să fie ținut astfel încât organismul nostru să renască, nu doar sufletul, sau putem să ținem post astfel încât sufletul nostru să se simtă foarte bine, dar să ieșim din post cu o sănătate la pământ. Adică dacă mâncăm pâine cu ulei, cartofi și orez, tot postul... Pâinea, cartoful și orezul nu sunt prieteni când se întâlnesc, să spunem. Da. Cartofii poate să fie, sunt niște alimente minunate, sunt alimente sănătoase. Orezul poate să fie, dar dacă mâncăm doar orez și cartofi, o să mâncăm doar carbohidrați, o să fie multe vitamine care mișcare. O să ne lipsească, da, o să ne lipsească multe vitamine și mai ales o să ne lipsească proteinele, pentru că în cartof, în pâine și în orez există foarte puține proteine, de aia trebuie avută foarte mare atenție dacă ne hotărâm să facem pasul ăsta. Spuneam asta pentru că sunt mulți pe care i-am cunoscut și realizând emisiuni cu persoane care ne dau sfaturi despre cum să mâncăm, mulți au spus că meniul vegetarian este pasul pe care trebuie să-l facem cu toții la un moment dat. Nu pot să spun chestia asta. Eu o mănânc de la restaurantele respective vegetariene, eu mănânc destul de des. Au mâncare diversificată, mănânc de acolo uneori legume sau plante pe care probabil nu le-aș fi mâncat dacă mi le-aș fi gătit acasă, ceea ce înseamnă că eu îmi duc niște vitamine în plus în organismul respectiv, dar... Nu toată lumea își permite să mănânce la restaurant atât de des. Și atunci trebuie să învățăm să pregătim anumite rețete și chiar și cei care mănâncă la restaurantele respective, unul din minusurile meniurilor vegetariene este că de multe ori sunt foarte slab proteice. Și atunci trebuie să avem grijă cum ne... Și cum facem această compensare dacă tot trecem spre... meniurile vegetariene? Păi trebuie să avem grijă. Acum există proteine de cânepă, există proteine de orez, există proteine de mazăre. Proteinele de mazăre pot fi considerate chiar medicamente fără efecte secundare, pentru că conțin foarte multe lucruri bune care ne ajută organismul. Pentru cine nu vrea să-și suplimenteze aportul de proteină cu concentrate proteice, chiar dacă ele, astea pe care le-am amintit, chiar există un producător de proteină de cânepă de aici, din România, care face niște produse foarte ok. Nu sunt ok neapărat ca și gust, dar ca și conținut. Dar pentru cine nu vrea să apeleze la concentratele astea proteice, chiar dacă astea pe care le-am amintit, după cum spuneam, sunt sănătoase, atunci trebuie să fie mai atent la alimentație și dacă vrea să mărească conținutul de proteină, trebuie să mănânce mai multe ciuperci, mai multe fasole boabe, în acest timp, mai multe migdale, nuci. Studiam, spre exemplu, astăzi meniul unui restaurant, nu-i dau numele, unui restaurant vegan și spunem în felul următor. Are mai multe variante, dar citesc doar două dintre ele. Supă cremă de dovlecel cu frunze de păpădie. Asta e foarte ok. Dovleacul conține și proteină. Da. La felul 2 este un amestec de guacamole, ananas, lipie și salată de roșii. Asta nu conține proteină, dar conține foarte multe chestii sănătoase. Bun. Și ca un desert oferă un smoothie de dovleac plăcintar cu lapte de cocos. Ia că laptele de cocos și dovleacul conține și proteină, ceea ce... Deci îți dă un până la urmă, un cam tot ce ai nevoie pentru... Da, și chiar dacă diseară mâncăm proteină de origine animală, mâncăm o salată, o salată cu brânză sau brânză cu roșii sau nu știu cum, de exemplu, pentru masa de prânz, mi se pare că e un meniu destul de echilibrat și sănătos. Bun, avem și o a doua variantă, supă de chimion cu tăieței de orez. Da,
Mi se pare foarte mi se ok. Pare o, da? Apoi avem stirfirii mexican cu piure de rădăcinoase albe și verdețuri. Păi, iată, o să fie puține proteine, dar de asemenea avem minerale și vitamine și, iar, și fibre. Da, iar la desert, același smoothie de dovleac plăcintar cu lapte de cocos. Iată, este una dintre ofertele. Am deschis rapid telefonul să vedem pe internet ce meniuri găsim și cam ce găsim astăzi pe piață. Mulți nu au încredere în restaurantele vegetariene. Părerea mea, eu, de exemplu, nu sunt vegetarian. Încă. Nu se știe ce îmi rezervă viitorul, dar nu sunt vegetarian. Dar chiar dacă nu suntem vegetariani, eu zic că o masă din când în când la restaurantele astea merită să o luăm, pentru că chiar și cei care nu sunt vegetariani, din păcate, mănâncă cam aceeași mâncare în fiecare zi. Cartofi, carne, cartofi, carne, orez, carne, cartofi, carne și eventual câte o salată de varză. Constant rămâne carnea. Și deja există o grămadă de plante în jurul nostru care conțin o grămadă de vitamine și de minerale pe care noi nu le mâncăm niciodată. Și la un moment dat în organismul nostru o să avem anumite carențe de anumite vitamine. De aia eu zic că o dată, de două ori pe săptămână, poate de trei, cine își permite, ar fi ok să diversifice puțin și să aleagă un meniu. Nu știu cine gătește acasă cu atâtea legume și cu asemenea legume. Adică acolo automat ducem în organism anumite plante și anumite minerale și anumite vitamine care în alte circunstanțe nu le-am aduce. Da. Mai avem doar 4 minute din această emisiune, spun colegii mei din regie. Pe aoleufitness.ro aoleufit.ro voi faceți recomandări oamenilor despre multe lucruri. Una dintre recomandările pe care le faceți, și m-am uitat chiar în această dimineață pe site, deci aoleufit.ro, am văzut sfaturi pentru cumpărături. Cum să-ți faci o cumpărătură? De ce ați simțit nevoia să dați sfaturi pentru cumpărături? Când mergi la cumpărături, faci ceva special față de ceea ce facem noi? Înainte de a merge la cumpărături, trebuie să mâncăm bine, în primul de rând. De ce? Să mergem sătui când facem cumpărăturile. Nu vorbesc când mergem să facem cumpărături în ceea ce de haine sau mașini. Dar când mergem să cumpărăm alimente, mergem sătui. Pentru că altfel, când o să fim înfometați, o să ni se pară că tot ce e pe raftul ăla merită pus în coș. Și odată dacă îl punem în coș și ducem acasă, în afara faptului că o să cheltuim mai mulți bani, o să avem produse de care ne avem nevoie, care nu sunt neapărat sănătoase când ajungem acasă și automat, de exemplu, eu nu țin dulciuri în casă. Pentru că dacă asta e una din lucrurile de la care trebuie să mă abțin eu, e consumul de dulciuri. Și de multe ori când stăm seara la televizor sau, eu știu, când avem așa momente de relaxare, ne vine așa o chestie care nu neapărat vine din stomac, ci din creier, că wow, ce-aș mânca ceva dulce. Și dacă nu ai dulce în casă, automat o să-ți fie... Mănânci un fruct. Mănânci, da, sau mănânci niște migdale, sau mănânci altceva. Și uite, ai oferit corpului și ficatului ca un fel de amnistie în care el nu e obligat să proceseze dulciurile alea super, super procesate. Și atunci de-aia trebuie să mergem, sătui la... Pentru că atunci o să facem cu mintea și o să cumpărăm produse în conștienți fiind că avem nevoie de produsele respective sau nu avem, nu o să cumpărăm produse sub imperiul foamei sau a poftelor. Da. Practic, nu stomacul va controla ce punem în coș. Am văzut că unul dintre sfaturi este să ne uităm pe etichetă. Păi nu avem garanția că ceea ce este la raft e foarte bun? Păi nu. Există foarte mulți euri pe care ar trebui să încercăm să evităm. Cred că e imposibil în orice e magazin imposibil, alimentar. Dar dacă avem un produs, dacă avem două produse similare și unul conține mai mulți euri decât celălalt sau, de exemplu, dacă produsul respectiv are termen de valabilitate
Un produs care are termen de valabilitate 10 zile e mai bun decât un produs similar care are termen de valabilitate 2 luni. Aia înseamnă că are mai puține euro. Exact, exact. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi, având în vedere că vom mai discuta despre aceste lucruri și le spunem telespectatorilor noștri că în curând se vor întâlni cu tine aici la VSTV Regional. Da. Așa că, doamnelor și domnilor, nu veți fi străini de mesajele pe care le va da Cristi Lucuța în foarte scurt timp aici la VSTV Regional. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la această oră. Rămâneți pe VSTV în continuare pentru că merită. În câteva momente vine Monitorul, cea mai importantă ediție de știri a zilei. Și nu ratați emisiunea din acest weekend, emisiuni foarte, foarte bune. Așadar, ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune!